Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vă spun că artiștii au sărbătorit în avans Valentine's Day. Dacă duminică vor fi la cântări, astăzi au petrecut românește cu muzică populară. Locația a fost una de lux, iar preparatele atent alese. Artiștii de muzică populară și-au luat traiere de sărbătoare și au încins o petrecere înfinată dragostei. Mare petrecere de Valentine's Day, contrar a ceea ce ar crede toată lumea, că noi sărbătorim doar dragobetele, noi cei de muzică populară. Ei bine, ne-am modernizat și sărbătorim tot ceea ce ține de dragoste. Ne place să petrecem, să fim fericiți, să iubim, să fim iubiți. După atâta cântec și voie bună, mâncarea a fost cea mai așteptată. Nu a fost însă o masă tradițională. Oaspeții s-au răsfățat cu preparate de excepție. Ce avem în fața noastră este o caracatiță care este pe un pat de paste din orez. Alături avem ardei cu brânză de capră, avem ruladă din mușchiuleț de porc cu cârnăciori picanți. Și desertul a fost unul special. Un bar întreg plin cu dulciuri decorate cu inimioare. Domnii ar trebui să ne iubească mereu și să ne apreciez. Da, ei ne iubesc.